vârstă română-americană pe care cunoscut-o. Ea a studiat mai întâi în România la Institutul de Artă Plastice Nicolae Grigorescu, la secția de artă monumentală, după care a emigrat în Statele Unite în 1977 și și-a continuat formația aici cu un master la New York University, luând de asemenea cursuri la Brooklyn Academy și la Frank Institute. Încă de la începutul carierei sale, opera pe care a creat-o a avut o puternică încărcătură religioasă. Aș vrea să mă refer în special la ultimele lucrări ale artistei, dintre care un exemplu semnificativ se află chiar în spatele meu, este vorba despre marea lucrare Cosmogonie. De altfel, toate aceste lucrări se plasează la granița dintre sculptură și instalație. În ele, încărcătura religioasă despre care vorbeam atinge probabil apogeul. Sunt mari sculpturi, instalații din oțel sudat, în care artista încorporează lumina care joacă un rol major. Lumina apare astfel într-o dublă ipostază, pe de o parte ca semnificant în accepție semiotică a lumii divine, imateriale, iar pe de altă parte ca materie a operei, care face parte din structura efectivă a unei lucrări. În această lucrare, de exemplu, există o bază dintr-o întreagă rețea de mici fragmente sudate, care evocă, ca într-o mișcare browniană, freamătul lumii pământești. Apoi, privirea este direcționată ascendent pe aceste vantai către registrul superior, în care, în mijloc, se află lumina divină. Există aici, dacă vreți, și o sugestie a unor aripi de îngeri, a unor limbi de foc, care se regăsesc de altfel și în lucrări dintr-o perioadă anterioară, în care apar și intervențiile pictate pe sculpturile făcute de asemenea cu margini dantelate, zințate, tot din oțel sudat, și în care apare de data aceasta ca în lucrări precum Fructe Denic, Poarte Denică sau Tentația unui Înger, apare, spuneam, o influență să zicem, fobismului, este o paletă cu culori foarte puternice, scăpărătoare, care, în cazul artistei Gheorghe Colpaci, primește, de asemenea, sugestii din partea graficii computerizate, pentru că ea, la un moment dat, a trecut și prin această etapă, s-a apropiat de studiul programelor grafice pe computer. Și chiar a deschis o expoziție în 2005, în care a inclus imagini create digital.